Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru ego.ro, Ana Maria Prodan a dezvăluit că a ajutat-o foarte mult pe fosta soția lui Regekampf, Mariana Pfeiffer, în condițiile în care bărbatul nu ar fi vrut să-i lase nimic femeii cu care avea un copil. Noi suntem împreună de 15 ani și ceva. Eu știam că este divorțat și nu are niciun fel de legătură cu Mariana Regekampf. După care am aflat că erau separați de foarte multă vreme, dar nu divorțaseră. Au divorțat într-adevăr cu mare scandal la vremea respectivă pentru că nu a vrut să-i lase nimic. Îi luase și ei tot. Atunci, în ani, am înțeles problema. Repet, eu eram o femeie îndrăgostită. Am ajutat-o foarte mult pe Mariana pentru că el nu a vrut să-i lase nimic. Într-adevăr, nu știu dacă Mariana o să povestească vreodată. Eu m-am întâlnit cu ea, am întrebat-o ce are nevoie, ce vrea, pentru că ei doi nu puteau comunica. S-au războit foarte tare. Era cumva firesc să cășune pe mine, dar nu avea ce să spună de mine. Eram Ana Maria Prodan și atunci era altceva. Acesta este caracterul lui Laurențiu. Exact cum spune și Mariana, așa a făcut și cu ea identic. A dezvăluit Ana Maria Prodan pentru ego.ro.